Se zice că e frate, codrul cu românul, și încercat, cum nu-i niciunul, ca România, țară nu-i, grădina Maicii Domnului. Vedeți? De aceea, dragii mei, din moși strămoșii Daciei, românii buni petrecăresc și când sunt triști, ei tot glumesc. Noi între noi ne-o mai certa, dar să nu încerce cineva să ne lovească în ce avem sfânt, iubirea noastră de pământ, de limbă, glie sau popor, că va fi vai de capul lor. Vom trece și peste nevoi, că Dumnezeu este cu noi. Să avem speranță și putere, că tot ce-i românesc nu piere. Treziți-vă, români! Oaspeții din Ardeal le-au oferit celor prezenți un spectacol pe cinste. Folclorul din mărginimea Sibiului a fost îmbinat cu tradițiile și obiceiurile locului, astfel că momentele au reușit să aducă bucurie în sufletele tuturor celor prezenți la eveniment. Hai mândruțe la poiană, du-du-du-du-du-du, să jucăm o hasegană, du-du-du-du-du-du, hasegana pe sumâne, du-du-du-du-du-du, să învârtim o săptămâne, du-du-du-du-du-du-du. De la izvoare la vale, la 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 la, cobor turme de nioare, la 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 la, vin ciopor după ciopore, la 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 la, cânii toți în urma lor, la 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 la. Programul ardelenilor a fost încheiat cu un moment special oferit de glasul unui copil. Traian Stoiță a declarat că încă de când a cunoscut-o pe Maria, s-a gândit să o ia cu el la Sibiu. Vă mărturisesc că am ajuns astăzi la repetiție undeva la ora 2 la amiază. Vreme de un ceas am repetat și împreună cu domnul primar și cu restul ansamblului, împreună cu mama, am hotărât ceva. Ia dumneavoastră, dar noi am luat-o cu noi la gura râului. Dacă ne-o lăsați, să o aplaudați, dacă nu ne-o lăsați, să faceți la fel. Se zice că e frate, codrul cu românul, și încercat, cum nu-i niciunul. Cea mai mică membră a familiei Alfa Media a reușit să trezească în sufletele celor prezenți la eveniment sentimentul de patriotism. În piațeta Decebal din Medgidia nu a răsunat doar glasul micuței, ci al întregii mulțimi. Sufletul mă doare când văd nepăsare și românii suspină. Văd durere multă, sărăcie cruntă și românii mei plântă. Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni și aici vom sta. Medgidia are mulți copii talentați. Unii au fost descoperiți și au deja o carieră muzicală, însă există și micuți care, deși au talent și sunt susținuți de familie, nu reușesc să participe la evenimentele locale. Este și cazul Mariei, care de multe ori a fost uitată de organizatorii evenimentelor din Medgidia. Sperăm că acum, când oaspeții din Ardeal și-au arătat admirația pentru momentul oferit de Maria, cineva să se trezească. La mulți ani Alfa Media și la mulți ani echipei Alfa Media!